Oficialii europeni au decis la începutul acestei săptămâni să ofere o derogare României în ceea ce privește folosirea bicarbonatului de sodiu în prepararea pastei de mici. Derogarea obținută va permite folosirea bicarbonatului de sodiu numai în prepararea pastei de mici, nu și în alte preparate din carne. După mai multe încercări ale reprezentanților Asociației Producătorilor de Carne din România de a păstra rețeta tradițională a pastei de mici, aceștia au reușit. Comisia Europeană a votat la începutul săptămânii autorizarea folosirii bicarbonatului de sodiu și a carminului în prepararea pastei de mici. Cu ajutorul deciziei, micii românești pot fi produși în continuare după rețeta tradițională, dar pot fi și exportați pe piața europeană. România se alătură altor 8 state membre care beneficiază de derogări din partea Comisiei Europene privind folosirea unor aditive alimentari în prepararea produselor catalogate ca tradiționale. Giurgiuvenii salută hotărârea oficialilor europeni și spun că bicarbonatul de sodiu nu influențează cu nimic rețeta tradițională. De asemenea, aceștia spun că micii vor rămâne în topul preferințelor lor culinare cu sau fără bicarbonat. Dacă e constatată și e bine, dacă nu e normal, înseamnă că dacă Uniunea Europeană a decis că e bine, înseamnă că e bine. Nu e rău. Bicarbonatul este o substanță, să nu zicem chimică, care ajută la digestie, la întreținerea stomacului și așa mai departe. Deci să înțeleg că este foarte bună această decizie. Decizia e foarte bună. Eu zic că este bine. E bine, și noi din bătrân am pomenit un vârf de bicarbonat la anumite prăjituri, la anumite tocături. Este o părere bună. Vă deranja până acum folosirea acestui aditiv? Nu, încă eu sunt foarte mâncăcioasă de mici. Eu mănânc de la 4 mici în sus. Da. Efectul principal al votului de la începutul acestei săptămâni este că producătorii vor putea exporta preparatele în cauză doar dacă în perioada următoare votului nu vor fi înaintate obiecții. Pe lângă autorizarea unor aditivi pentru prepararea produselor tradiționale, regulamentul prevede și permisiunea de a utiliza anumiți aditivi pentru preparatele din carne în general, care ar urma să permită reglarea acidității, menținerea antioxidanților în preparate sau diminuarea pierderii de apă în urma împachetării.